O echipă a uneia dintre cele mai mari firme de tehnologie informației din țara noastră își propune să pună România pe harta cercetării de top. Sunt tineri, entuziaști, sunt dornici de afirmare și cu nenumărate proiecte. Fac parte dintre cei nominalizați la Gala Cercetării Românești, un eveniment organizat de Ministerul de Resort, prin care s-au recunoscut la cel mai înalt nivel meritele celor care construiesc viitorul țării și al lumii. Gala Cercetării, care s-a organizat recent, e un semnal bun din partea Ministerului că cercetarea e un element vital în societate și trebuie recunoscută ca atare. Suntem o echipă dinamică, lumea stă destul de mult în echipă și mie îmi place să cred că le place ce fac aici. I-am vizitat la sediul din București. Au organizat de-a lungul timpului o serie de seminarii teoretice, ateliere, cursuri, tutoriale, grupuri de lectură, școli de vară și întâlniri academice. Ce consider eu premiu sau o validare a ca ceea ce facem noi merge într-o direcție bună, sunt conferințele, lucrările acceptate la conferințe care de top. Adică vrem să fim în locul în care e lumea care chiar face cercetare în AI și adică vrem să ne batem pe aceleași probleme cu ei. Sunt o echipă de temerari ce lucrează într-un domeniu care pentru mulți dintre noi are o serie de necunoscute, termeni precum AI, inteligența artificială, machine learning sau computer vision, încă generând întrebări. Povestea mea de cercetător începe un pic mai târziu, după ce mi-am terminat masterul și, nu știu, a fost așa o potrivire între AI-ul care părea să fie o chestie de viitor și viziunea CTO-ului care a zis că, adică a fost de acord cu chestia asta și a zis hai să înființăm o echipă de cercetare. Inițial în inteligența artificială. Cred că am făcut deja 6 sau 7 ani de când sunt aici. Situația noastră este puțin atipică față de alte laboratoare de cercetare aplicată care imaginez că se află în alte firme, în sensul în care pe noi ne preocupă mai degrabă zona asta puțin mai teoretică, suntem puțin mai departe de zona aplicată. Pasiunea pentru tehnologie este de la o vârstă fragedă, adevărat. Tranziția către cercetare a venit un pic mai târziu. Eu am început în firmă strict pe un rol de programator. Și apoi am venit în această echipă unde am practic a trebuit să învăț anumite skill-uri de cercetare de la zero, pentru că se intersectează cercetarea cu programarea, dar trebuie să înveți și cum să-ți formulezi o problemă de cercetare, cum să interpretezi rezultatele, iar astea sunt niște abilități pe care le dobândești, nu știu, făcând un masterat sau un doctorat. Am început inițial să lucrez într-o companie care lucra la produse din sfera computer vision, particular pe sisteme de monitorizare a șoferilor din mașină și ulterior mi-am dorit să fac un pic mai mult decât doar aplicarea cercetării în niște produse și am decis să mă înscriu la cursul de doctorat și așa am ajuns și în echipa de aici. Dar cum se desfășoară cercetarea la noi și în alte țări, mai ales că mulți dintre cei care lucrează în acest domeniu au ales deja drumul străinătății? În ultimii ani, cei care au plecat din echipă au fost cei care au plecat la doctorate în străinătate, în centre nu bune, dar extrem de bune, adică, nu știu, în primele 10, cred că, centre de cercetare din lume pe inteligența artificială, nu știu, în Canada și în Anglia, în principal. Evident, menținem colaborarea cu ei, ei sunt o pârghie pentru noi. Eu sper că se vor mai întoarce. Am fost și eu, dar am fost mai devreme înainte să mă apuc să fac inteligența artificială. În zona de sisteme distribuite am fost la un internship în Franța, la INRIA, care e organizație de cercetare renumită. Am stat 3 luni și m-am întors, adică a fost un internship scurt. Nu m-a atras neapărat, nu știu, dinamica de acolo. Dacă ar fi să comparăm ce se întâmplă în afară cu ce se întâmplă aici, din punct de vedere AI, diferențele sunt majore, adică acolo, când pleci într-un centru existent, există un cadru în care tu funcționezi, nu știu, ai acces la cercetători extrem de renumiți, acces înseamnă întreb și îți răspund așa în viu grai, să zic, adică extrem de rapid versus aici te chinui, adică dacă chiar vrei să faci asta, trebuie să, după ce îți filtrezi tu ideea de 100 de ori și se pare că ok, merită să îl deranjezi pe omul respectiv, nu știu, trimiți un mail și nu răspunde. Am împărtășit cu acești tineri idei despre cum este finanțată cercetarea la noi, dar și dincolo de granițele țării.
departamentele de IT din București, care lucrează pe inteligență artificială, se folosesc destul de mult de finanțare europeană. Noi, de exemplu, am fost în câteva parteneriate din astea public-private, inclusiv prin intermediul unor fonduri naționale și europene. Am avut șansa să lucrez la două proiecte prin UFIS CDI. Pe proiectele acestea la care am lucrat eu, finanțarea a venit, din câte știu, jumătate de la firmă și jumătate de la Guvernul României. E clar, tot granturi acordate de organismele de cercetare din afară. Noi cumva suntem norocoși prin faptul că avem finanțare să facem chestia asta într-o firmă, ceea ce nu se întâmplă, adică cercetarea fundamentală de obicei nu se întâmplă într-o firmă. Sunt puține exemple la nivel global unde se întâmplă chestia asta, că în facultăți este mult mai greu. E o problemă de finanțare și cred că e foarte bine știută chestia asta. Nu știu, nivelul de finanțare în România pe cercetare este, nu știu să vă zic numere, dar este infim. Cercetarea are o valoare imensă la nivel de societate, iar țara noastră ar fi bine să țină pasul cu lumea. Viitorul unui cercetător în România cred că începe să fie unul bun. Sunt din ce în ce mai multe grupuri de cercetare care, din punctul meu de vedere, au activitate de calitate și comparabilă cu ceea ce se întâmplă în grupurile mari din alte țări. În zona asta de învățare automată și inteligență artificială, îmi pare că sunt câteva laboratoare care au început să crească în București și Cluj. Cu orașele astea sunt eu familiarizat. Știu sigur că la Politehnică sunt chiar probabil câteva echipe care lucrează în învățarea automată legată de computer vision sau probleme legate de procesarea imaginilor, dar de asemenea și pe procesarea limbajului natural. Eu cred că am ales să rămân aici, că mi se pare că ai un impact, adică aici poți să am un impact mai mare versus acolo, mi se pare că o să fiu așa mai mult o rotiță din ceva, aici mi se pare că construiesc cevaul și care ceva poate să aibă impact asupra mai multor oameni decât dacă aș fi avut acolo un impact bun. Îmi doresc să rămân aici, simt că am avut foarte multe ocazii aici să cresc ca cercetător și cred că avem în continuare, adică atât eu, echipa mea, cât și tinerii cercetători, în acest moment au destule șanse pentru a rămâne în România și de a avea un impact. Nu mi-am dorit niciodată să plec. Mi se pare că, da, există multe avantaje la a merge într-un grup mare care deja are o direcție foarte clară, dar nu mi-am dorit niciodată să plec. Consider cumva că avantajele pe care le-aș putea obține în plan profesional nu ar compensa ceea ce aș pierde în plan personal.